Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Printre terapiile naturiste folosite din cele mai vechi timpuri se numără și aromaterapia, care utilizează uleiuri esențiale pure. Acestea provin din material vegetal aromat, precum flori, frunze, scoarță, rădăcini, semințe și coji. Extractele simple sau combinate sunt utilizate pentru susținerea sănătății, a echilibrului fizic și emoțional. Ele pot fi ingerate, vaporizate în aerul inspirat, folosite în uleiurile pentru masaj, ori adăugate în apa de baie. Moleculele din aceste extracte stimulează nervul olfactiv, trimițând mesaje sistemului limbic al creierului, care se presupune că induce reacții fiziologice de răspuns. De exemplu, eucaliptul are efect decongestionant, iar lavanda produce relaxare. Medicina clasică pune sub semnul întrebării efectele fiziologice independente, considerând că rezultatele pozitive sunt datorate mai degrabă reflexelor condiționate pe care mirosurile le accentuează sau le generează. Așadar, este această aromaterapie o terapie științifică? Vom încerca să aflăm astăzi răspunsul de la invitata noastră. Este vorba de Cornelia Șomo, psihoterapeut și nutriționist. Bine ai revenit, Cornelia, în studioul TVR Cluj. Mulțumesc pentru invitație. Am zis că aici mă simt ca acasă. La Cluj mă simt ca acasă, că e o lume foarte deschisă. Și, într-adevăr, răspunsul la întrebarea pe care ai pus-o, într-adevăr, aromaterapia este științifică. Bun, haide să lămurim scepticii de unde și cum s-a demonstrat și când că aceste uleiuri esențiale, extrase, așa cum spuneam, din substanțele aromatice, din plantele aromatice, au efecte asupra anumitor probleme de sănătate. Acum e din negura timpului aromaterapia, știi? Dacă mă duc cu 4.000 de ani în urmă, ajungem în Sigur, China antică. Dar atunci se folosea... S-au scris tratate care domină toată fitoterapia chineză. Să spunem intuitiv, deci... sau nu aveau altceva. Dar acum, sigur, știința, acum după știința cum vedem, vrea dovezi, vrea... Nu pot să spun că există un radio francez și în România care spune zilnic, de 4 ori pe zi, în limba franceză, pentru Franța, că este un radio care este foarte ascultat în Franța, dacă aveți gripă sau vreun virus, mergeți la farmacistul dumneavoastră și cereți o capsule cu uleiuri esențiale. Deci, lumea alopată recunoaște veleitățile uleiurilor esențiale, care sunt, de fapt, molecule active de origine organică. La momentul de față se fac așa de multe cercetări că nu mi-am imaginat că a trebuit să-mi ajut colegii să facem niște lucrări. În fine, și am citit zi și noapte și sunt eu impresionată de cantitatea de lucrări recunoscută de lumea medicală cu privire la veleitățile, potențele uleiurilor esențiale. Dar de ce funcționează un ulei esențial foarte bine? Funcționează bine și la lung pentru că nu va da niciodată dependență, pentru că un ulei este o sinergie de molecule. Are între 600 până la 300 de molecule active. Un corp nu se va obișnui niciodată la atâtea molecule active, deci nu vom avea efecte adverse cum avem din lumea alopată, iar nu avem nimic împotriva lumei alopate, din potrivă, specialiștii francezi... Se completează, francezi, cred că, exact, până la urmă. Exact. Acum am văzut de curând o publicație a unui grup de oameni de știință francezi care au probat că pe tot ce înseamnă patologii urinare, cistite, etc., putem la momentul de față antibioticul care este destinat acestei patologii să-l reducem la 30% și cu 70% venim cu ulei esențial de geranium. Deci asta este o lucrare științifică, nu am făcut decât să o citești și să o public mai departe pentru în rândul celor care iubesc aromaterapia. Așadar, concluzia, de exemplu, ar fi a faptului că tu puneai întrebarea de ce sunt utile și de ce au efect, pentru că iată, ele conțin aceste multe substanțe molecule cu proprietăți active, antivirale, antibactericide. Sunt foarte multe dintre ele care sunt cu proprietăți antivirale, bactericide, puternice, fungice, antifungice excepționale, dar în același timp au un rol teribil pe sistemul nervos central. Cred că 80% din uleiurile esențiale, noi studiem în jur de 200, au acest rol. Și în momentul în care reușești să obții un echilibru psihoemoțional, evident,
starea ta de bine duce la un echilibru al imunității care este greu de stăpânit, pentru că ne distrugem zilnic cu stările de șoc emoțional, de nerv, de furie, de frustrare, de șeful, de soțul, căruia de copilul. Noi spunem stres la modul general. Stres nitrozon, am învățat eu la școală și mă uitam că profesorul meu face niște conferințe în Franța și mi-ar place să mai ajung să-l ascult, în care explică și chimia întreagă a creierului în momentul în care noi suntem stresați și nu acceptăm ceva. Pentru că asta este. Nu accepți un lucru și acela te stresează. Nu? Nu ești de acord din vari motive. Nu intrăm în discuție. Așadar, o terapie omologată de Ministerul Sănătății. De asemenea, poțiunile, amestecurile acestea de uleiuri. Există niște rețete clar stabilite și de asemenea deci, plecăm de la atestarea uleiurilor esențiale. Contează foarte mult unde au fost fabricate, distilate, cum au fost distilate, de unde provine planta și apoi, în momentul în care vrei să faci un produs pe bază de uleiuri esențiale, în spate ai un dosar de 25 de pagini care îți explică de unde provine, când a intrat în Europa, la ce dată certificat de vamă, că în Franța certifică vama în primul rând. Dar deci, noi, ca și utilizatori, cum putem să verificăm dacă toate aceste responsabilitatea sunt este pe umerii celor care distribuie uleiurile esențiale și a organelor de control, dar care trebuie să fie informate, să știe să controleze un ulei esențial. În comerț găsim foarte multe variante de uleiuri esențiale. Așa este. Care este bun? Sau la ce ar trebui să ne uităm? Ar trebui, conform legislației europene, să ne uităm pe etichetă și să vedem că s-a afișat numele plantei în limba română, numele plantei în limba latină, partea plantei care a fost distilată. Iar acel chemotipul de care mai vorbim noi. Primele trei molecule active din uleiul esențial și apoi proveniența. Că poate să fie lămâie de Sicilia sau de Paraguay, sau trebuie să știm. Deci suntem obligați. Iar pentru asta trebuie să cerem. Trebuie să fim noi niște cumpărători educați. Uleiului, dacă acele plante vin din Sicilia sau vin din Paraguay, diferă ceva la... Diferă întotdeauna, dar diferă de la un lot la altul din Sicilia. Deci am făcut astăzi presare la rece de lămâi și peste două zile mai fac iarăși din alt lot, din aceeași parcelă, și nu mai este același, pentru că în funcție de umiditate, în funcție de soare, de căldură, de vânt, da? De fiecare... Concentrația, probabil, moleculelor diferă. Dar uite, nu mai ține minte de că am avut noi o discuție despre uleiuri de argan. Un adevărat ulei de argan este cules anul acesta și va fi presat peste 3 ani. De ce? Pentru că va sta la soare nuca de argan și se va evapora apa din nucă. Așa, în momentul în care facem presarea, să obținem un ulei într-adevăr veritabil. Deci vezi de unde vin prețurile. De aici că stocurile costă, știi? Metode diferite de a obține aceste uleiuri Bine, esențiale. Sunt metode diferite, din ce în ce mai multe apar și îți mai spuneam că și în România există o facultate unde s-a investit enorm, aproape jumătate de milion de euro la UGAL, la Galați, la Facultatea de Industrie Alimentelor, unde au o instalație de distilare prin CO2 supercritic, da, care este o nouă metodă, da, nouă, adică are vreo 20 de ani, față de cea cu prin distilare la vapor de apă, unde vorbim de secole, da? Și obținem uleiuri esențiale mult mai concentrate, extracte care sunt extraordinare în lumea aromaterapiei. Deci Că vom vorbi astăzi despre principalele afecțiuni, haideți să le spunem așa, pentru că dă rezultate în foarte multe boli și inițial ne gândeam să începem de sus în jos, dar exact cum spuneai, important este până la urmă echilibrul nostru emoțional, pentru că de acolo în principal pornesc toate afecțiunile noastre și sigur și de la gândirea noastră mai mult sau mai puțin pozitivă. Ai un pic de lucru cu sine, așa este. Și atunci haideți să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți acest aspect, și anume gândirea pozitivă, încrederea în forțele proprii. Eu mă gândesc foarte mult că părinții ar trebui să meargă. Și să luptăm practic împotriva depresiei. Ca să luptăm împotriva depresiei este bătaia cu sine pentru a trăi în echilibru. Și asta vine și din nutriție, vine și din modul de a gândi, vine din mișcare și vine foarte mult din educație. Pentru că deci nu există niște picături magice în care să ne scape ele vin de gândurile ca cele așa de pe tot, negative. Dar dacă tu toată ziua toci rumeguși și te plângi că vecinul este un mizerabil,
n-ai să poți să avansezi, poți să spui 5 tone de ulei esențial, deci este un lucru cu sine, dar te ajută foarte mult uleiul de mușețel. Deci mușețelul nobil sau mușețelul roman este cel care ne ajută foarte mult să luăm lucrurile cu mai puțin patos, să relativizăm. Mai să puțin ne uităm... încrâncenare, da, mai relaxat. Da, ne uităm, aceasta este o problemă, ok, am soluții, bine, n-am soluții, asta este, accept și continui să trăiesc. Fără să țin în mine vreo emoție legată de acel lucru care la un moment X a produs un disconfort. Pentru persoanele mai liniștite acest lucru este posibil, dar pentru cei cu o fire colerică e greu de realizat. Ei reacționează exagerat la lucruri mărunte. Și când ne gândim că toată colera asta o depunem pe ficat, e groaznic. Esența de bergamotă în amestec cu mandarinul și lămâiul sunt un trio de excepție pentru acești oameni furioși. Unul, pentru că sunt esențe de citrice și sunt vesele. Se pot lua, administra cu, deci, în uz intern, bineînțeles, la recomandarea unui aromaterapeut și le care putem folosi în... De ce va ține cont? Eu știu de alte afecțiuni asociate, de greutate, de vârstă. Deci tot ce înseamnă administrare în uz intern, în aromaterapie, se face pe kilogram corp. Nu e așa de simplu. Că eu am cunoscut specialiști în homeopatie care au găsit că aromaterapia e chiar dificilă, că trebuie să ții cont de o mulțime de factori. Dar este o anamneză. Bun, deci cam câte picături pe kilogram corp, dacă totuși cei care ne ascultă ne gândim la o utilizeze... picătură, deci din amestecul pe care l-am dat, o picătură la 10 kg corp. Dacă nu sunt alte probleme, pentru că alte probleme de tip, știu, dacă există o patologie renală, nu, dacă există deja o administrare de anticoagulante, nu. Deci vezi că trebuie să deci știi. Există, deci există și contraindicații. Contraindicații, da, dar vezi că ele intervin pe, cum se pe cheamă? Persoane, pe persoane efectiv, și nu la modul în general. Contradictoriu cu anumite alopate. Deci în contradictoriu în cazul acesta, da? Că ai văzut pe partea aialaltă, explicam în început de emisiune că potențează un ulei esențial, poate potența un antibiotic în tot ce înseamnă patologie urinară. Dar, în schimb, la anticoagulante... La anticoagulante trebuie să fim întotdeauna foarte atenți. Deci astea două sunt majore în ceea ce vorbim. Pentru contraindicații. Astea două contraindicații majore, cum spui, trebuie să fim foarte, foarte atenți la modul în care persoana își dorește să fie mai bine și atunci poate să-și aleagă dintr-o orgă de uleiuri, pentru că un terapeut lucrează cu cel puțin 40 de uleiuri, uleiul care este apropiat lui, că vorbeam de mușețelul nobil, spuneam de amestecul acesta de citrice care este tipic pentru recomandările pe oamenii foarte furioși, dar în același timp recomandarea vine, știi, dacă ești atât de furios, cum stai cu funcțiunile fierii a ficatului și ar trimiți și trebuie să vezi totuși niște analize. Așa, la modul o picătură, două pe zi, nu se întâmplă nimic, dar dacă vrei să... Nici bine, nici rău. Nu se întâmplă nimic rău. Rău. Așa. Deci ceva îmbunătățiri tot s-ar putea să apară. Putem începe, să știm ce-i cu noi, prin olfactoterapie. Adică inhalăm de două ori pe zi, maxim 15 minute, un amestec făcut numai din uleiurile, din esențele de care spuneam, bergamotă, mandarin, lămâie și ai să vezi ce stare îți procură. Și atunci poți să spui, da, uite, pe mine mă enervează sau pe mine mă irită sau mie îmi ustră ochii și înseamnă că tu ai niște alergii și nu are sens să mergi mai departe în terapia cu uleiurile esențiale. Deci la modul... așa se începe o terapie cu uleiuri esențiale? Da, într-un cabinet unde un medic practică aromaterapie, deja există un difuzor de uleiuri esențiale, care ăla funcționează în timpul în care tu primești pacienți. Și îți dai seama, în momentul în care ai acea anamneză, înainte de a pune un diagnostic cu pacientul tău, îți dai seama că îi dai voie să miroase niște uleiuri, știi? Și uleiurile pe terapia pentru care a venit să te vadă. Și vezi un pic unde se petrec lucrurile, că sunt... Cum reacționează. De exemplu, sunt oameni care nu pot suporta cimbru, oregano, care sunt primele într-o rețetă de parazitare, știi? Și atunci, cine nu suportă? Persoana sau paraziții? Și aici dă de gândit. E o muncă de finețe. Aromaterapia chiar este o terapie de finețe, dar dat fiind faptul că cei care o practică cu atâta pasiune, au și rezultate. Pentru că nu vor face nimic în afara a ceea ce cărțile sfinte nu spun despre administrarea uleiurilor esențiale. Dar întotdeauna începem prin a așeza
și a echilibra psihoemoțional un pacient. Pe urmă, putem vedea patologie. Deci asta Bun, e regula. La acest capitol ne spuneați acel ulei de bergamotă, lămâie și mandarin. Amestecurile, da, amestecuri. În aparte, în părți egale și de acolo luat două picături în prima fază să vezi dacă suporți mirosul, dacă îți produce această stare de bine, pentru că în primul rând în olfactoterapie urmărim această stare de bine care are un efect benefic asupra sistemului nervos central. Dacă are efect, pe ce perioadă ar trebui luat? Se recomandă în terapie 21 de zile, 10 zile pauză, timp de 3 luni de zile. Așadar, această terapie cu uleiuri esențiale este una de lungă durată, am putea să spunem. În general, toate terapiile bazate pe plante sunt mai lungi decât cele în care iei o substanță chimică? Nu neapărat, pentru că lucrăm foarte mult cu biluțe tip homeopat, în care la 300 de biluțe administrăm, incorporăm 5 picături de ulei esențial, se produce o osmoză și iei din biluțele alea câte 3 din oră în oră, de 4 ori, și după aia mai iei 3 biluțe la 3 ore, până timp de 5 zile și s-a terminat. Deci nu mai trebuie să iei 21 de zile, 10 zile pauză. Asta este cazul unei viroze, de exemplu. Știi? Virozele și răcelile, tusea, toată, asta e o patologie rapid, care se tratează cazi instantaneu. Da. Acum știți ce se spune despre răcele, dacă le tratez trec în 7 zile, dacă nu într-o săptămână. Da, deci ele adevărat cam, este. Dar cam nu, asta e perioada lor o stare de, de febrilă și de nas care curge se potrivește în 4 ore. E neplăcut să stai o săptămână și da, să... Da, 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 de-aia zic că uleiul esențial simptome. Depinde în ce, la ce se adresează. Că în cazul acesta, din prima oră vezi că nu-ți mai curge nasul. Din a patra oră deja nu mai tușești și așa mai departe. Până când virusul pleacă. De ce? Pentru că, așa cum spuneați, au aceste proprietăți de terapeutice, antivirale, da, de excepție. Da, și așa cum ne spuneați în alta emisiune, sunt foarte concentrate, mult mai concentrate decât orice alt produs fitoterapeutic. Mie îmi place să mă distrez cu povestea lui 300 de cești de ceai contra 5 picături de ulei esențial și ducem într-un Excel și facem 270 de kilograme de plantă uscată din care faci pliculețe de 2 grame și vă rog să vă amuzați făcând calcule că cam cât de concentrate cam cât sunt. De concentrată este un ulei esențial. Da. Și probabil de aici și efectele mult mai rapide. Da, da, așadar, aici... pentru afecțiuni, să spunem, emoționale, psihice, că începusem să discutăm despre acestea, tratamentul este mai lung. Nu vei putea să obții rezultate și așa 21 de zile, 10 zile pauză, timp de 3 luni. De 3 ori facem aceeași cură, da. Cu acel amestec de bergamotă, lămâie și mandarin, exact. Dar desigur calculat pe kilogram corp, făcut acea anamneză, investigație la trebuie. Început dacă suport asta sau nu este. Acel ulei. Da. Tot la nivelul capului și tot foarte frecvente sunt durerile de cap. Durerile de cap pot avea și alte origini, de exemplu o fiere încărcată, un ficat leneș și... Tocmai de aici dificultatea de a le trata de către toți specialiștii, pentru că sunt atât de diverse ca și cauză și greu de depistat acea cauză. Acum, dacă avem o durere de cap datorită faptului că am stat 5 ore cu nasul într-un calculator, un amestec de lavandă cu lămâie este suficient să-ți pui o picătură în creștet sau să ți-l pui pe IG4, aici este un punct în care putem masa foarte ușor o picătură de ulei, un amestec de ulei, numai o picătură dintr-un amestec de ulei și în mai puțin de jumătate de oră ți-a trecut durerea de cap. E nemaipomenit că mai avem chiar în ceafă avem o mică gropiță unde și acolo putem pune acest amestec și masăm de... Lavandă cu lămâie. Lavandă cu lămâie. Lavandă cu lămâie. Amestecurile sunt mai eficiente decât dacă am pune doar lavandă sau doar lămâie. Lavandă și lămâie, de ce și lămâie? Pentru că lămâia, din punctul meu de vedere, este cel mai simplu și mai... ușor de aplicat ulei, pentru că este cel care acționează foarte bine ca stimul hepatic. Iar dacă durerile sunt de origine hepatică și nu de stres, cum lavanda ți intervine pe stres, lămâia intervine pe alte origini, între ghilimele. Și atunci faci acest amestec și durerile de cap sunt
nu știu, în jumătate de oră am văzut rezolvată, da, dar pus pe puncte. Deci avem puncte pe care nu știm, natura ni le-a dat, noi nu știm să le activăm și în punctul respectiv masat cu o singură picătură de ulei și s-a terminat. Sunt aceleași puncte de la acupunctură sau presopunctură? Sunt aceleași puncte de la presopunctură, da. Noi facem digitopresopunctură cu uleiuri esențiale și funcționează perfect. Deci, iată, dacă nu am stat, așa cum spuneați, ore în șir la calculator sau la televizor sau, în fine, într-o altă modalitate și cauza este alta, nu oboseala, să spunem așa, cum ne dăm seama și ce alte variante de amestecuri există? Anamneză și diagnostic și asta ne ajută un medic să vedem ce disfuncție avem, că poate fi și o disfuncție a tiroidei pe care nu am identificat-o până atunci. Adică sunt o mulțime de cauze care duc la durerile de cap. Sau poate fi foarte simplu o durere de cap datorită faptului că nu avem ochelari de vedere potriviți sau nu avem deloc. Și, și asta implică un control medical, dar în funcție de ce dureri de cap avem, putem avea dureri de cap pentru că avem un somn de calitate proastă. Ți se pare că dormi, dar nu dorm bine, nu dorm profund. Bun, și atunci la somn... Haideți să vedem ce folosim. Asta iarăși este o problemă. E o problemă secolului de asta, frecventă, da. Insomnia. Ce am putea folosi? Eu am rezultate și nu, toată echipa din care fac parte, cu lămâie. 3 picături de lămâie luate zilnic. Asta ne ușurează foarte bine funcțiile ficatului și a fierii, că știm că este foarte parșivă, între ghilimele, fierea, că de multe ori nu știm de unde vine. Și pentru fiecare noapte liniștită propun aerisirea bine a camerii, o liniște totală, o curățenie a camerii în care dormim, acoperirea oglinzii din cameră și cu... De ce? Pentru că toate energiile din se izbesc în oglindă și se multiplică și Feng Shui-ul este una dintre vechile modalități de a trăi în echilibru și din totul nu o să putem aplica în lumea civilizată în care trăim acum, dar din ele putem. Și oglinda am văzut... Și faceți lucrul ăsta acasă, să tot acoperiți nu am fiecare oglinzi. Seară? Nu am oglinzi în dormitor, nu am prize în dormitor, simplu, sunt foarte atentă, da. Dar dorm foarte des la hotel și atunci la hotel mi-acopăr, într-adevăr, cu prosopul de baie, oglinda. Și ați constatat că dormiți mai bine? Eu dorm foarte bine. O singură etapă în viața mea a fost de somn de proastă calitate și știam de ce. A trebuit să fac 3 nopți albe ca să termin o lucrare și m-am dereglat. Dar pentru că știu și mă ascult. Dar iată o altă cauză a insomniilor, da! Această și atunci, inversiune a programului. Atunci faci stop cu toată familia și te bagi în pat la ora 9. Sau te trezești dimineața și de vreme ca să obosești. Dar e foarte important să știi și în ce pijama dormi și cum îți faci patul și în ce lenjerie dormi. Și să-ți pui un difuzor înainte să te culci cu 2 picături de mandarin și una de nucșoară. Și dormi liniștit. Deci sunt uleiurile care într-adevăr ajută. Sunt lavanda, că eu mă distram, am avut o întâlnire duminică și și lavanda nu este și ziceam, da, este și lavanda, că făcând meseria asta de atâția ani, am pătruns secretul și altor uleiuri și lavanda, într-adevăr, este primul la care faci apel. În momentul în care nu dormi bine, nu ești în echilibru psihoemoțional, lavanda este miraculoasă. Dar care lavandă? Că aici este. Că trebuie să știi ce chemotip. Da, bineînțeles. Deci degeaba ți-ai o lavandă stoșoasă, care am văzut-o pe piața anul trecut în toată România. Și atunci care e bună? Lavanda fină. Lavanda fină și sălbatică. Scrie așa pe trebuie să scrie pe lavanda sticlă, fină sau lavanda fină. Sălbatică. Da. Lavanda este de asemenea foarte bună pentru cicatrizarea arsurilor, este, a rănilor. Angustifolia este minunată. Deci, poți deci o altă specie, da, de lavandă, poți să trebuie lângă, să fim atenți. Să fim atenți. Că o ai în bucătărie lângă condimente, dacă, Doamne, ferte-ai ars cu ceva, imediat nu aplici nimic decât lavandă. Și nu se, chiar nu dă rezultate. Eu da, am nu, testat-o da. Și vindecă arsurile foarte bine și foarte repede. Așa s-a întors aromaterapia, grație unei arsuri. Pentru că ați adus vorba de acele difuzoare și haideți să vorbim și despre alte modalități de utilizare a uleiurilor esențiale și diferența între
aceste metode de a le folosi și efectele pe care le au asupra organismului nostru. Vorbiți despre acele difuzoare care au lumânare și apă. Există mai multe tipuri, electrice, cu lumânare. Dar să fim atenți la un singur lucru. Să nu se încălzească apa cu uleiul esențial. Deci în momentul în care am ridicat temperatura, s-a terminat cu veleitățile și puterea de practic, tratament. Ăsta e principiul de funcționare. În apa de deasupra se picură câteva picături de ulei esențial. Dar dacă... de multe ori e suficient să nu lași să clocotească. Deci să lași 10 minute. Nu clocotește niciodată de la o lumânare. Dar nu trebuie să o lași foarte mult acolo, nu trebuie să lași... ce se întâmplă? Uleiul, dacă lași apa cu ulei, se va arde. Acel ulei ars este nociv, este neurotoxic. Deci ca să nu ajungi la aceste probleme, ideal este să folosești un difuzor electric care este programabil, ăla se stinge singur. Și există, există și vaporizatoare din acestea fac un abur frumos mirositor. Da, care merg tot este la fel de eficient ca și ingerarea de uleiuri direct... pe cale bucală? Aș zice că sunt patologiile bronhopulmonare și cele datorate stresului care sunt ușor de tratat, de ameliorat cu aceste difuzoare. Prin olfactoterapie pur și simplu. Da, sigur, în acele aparate și în acele difuzoare, noi vom pune picăturile de ulei esențial pe care îl cumpărăm urmărind chemotipul. Și să fim pentru a nu pune anumite chimicale. Dar să fim atenți, bine, unul, de unde cumpărăm și doi, câte picături punem. Că de fiecare dată spun, domnule, dacă ești atent... Deci ele nu se livrează direct cu aromele, ci doar aparatul în care tu pui apă și pui picături. Da, da, păi, există cele care sunt pentru uz medical, pentru camerele de olfactoterapie, deci vin aparatele, astea sunt pentru tot ce înseamnă patologie bronhopulmonară. Acelea sunt profesionale, probabil, da. În clinici, și sunt date cu uleiurile adecvate. Dar acasă fiecare noi își dorește trebuie să ne cumpărăm starea lui de bine, așa cum știi că trebuie să aerisești în cameră, așa poți să-ți pui două picături de lavandă, mandarin, care e simplu, mi se par că nucșoară, care are efecte foarte puternice, e poate mai greu de găsit sau nu accesibil. Dar mandarinul, esența de mandarin este fabuloasă. Lavanda este la fel. Deci putem face, fiecare poate face, mai ales la Cluj. Bun, deci am vorbit de vaporizare, de masaj. Haideți să vedem dacă ne masăm cu aceste uleiuri esențiale. Putem să le punem direct pe piele, de ce anume trebuie să ținem cont dacă facem lucrul acesta? Depinde. Deci este masajul care e de stare de bine, nu? Care îl facem cu, punem maxim 5% uleiuri esențiale și restul în funcție de ce piele are pacientul. Ideal ar fi să-i facem amestec cu uleiurile vegetale, de sâmbure de strugure, migdal dulce, care nu intervin neapărat în vreo patologie. Dacă ai de făcut un masaj terapeutic pe o patologie, poți administra până la maximum 20% ulei esențial, 80% ulei vegetal și aici începe finețea, pentru că avem nevoie de uleiuri vegetale care să joace rolul de curier, care îți duce uleiul esențial mai departe. Și astea sunt foarte simple, sunt cele de sâmbure de floarea soarelui presat la rece, care este extraordinar în masajul terapeutic și uleiul de măsline, poate? Uleiul de măsline este un ulei care are ceară și este foarte fain ca să-ți protejezi pielea să nu piardă apă. Știți? În momentul în care ai de tratat ceva în profunzime, ideal este să utilizezi cele două uleiuri care s-au studiat și care pătrund intracelular, este sâmburele de strugure și floarea soarelui presată la rece. Da. În care picurăm fie mandarin, fie... În care picurăm în funcție de ce avem de tratat uleiurile esențiale, dar dacă este de relaxare tot revenim la această echilibrare. Nu mai mult de 5% din total uleiul de masat, iar dacă este terapeutic, maximum 20%. Deci trebuie să înțelegem cât de puternic este. Da, spuneați de mandarin. E foarte delicat, pentru că în România încă nu există mandarin fără
furocumarine. Este acea moleculă foarte controversată din mandarin și gref și toate citricile, care pusă și ieșit la, pusă pe piele și ieșit la soare, pătează pielea. Ori, eu sunt mai sceptic așa, dacă mă duc la un centru și îmi propune un ulei cu lămâie sau mandarin, nici nu am să accept dacă știu că ies la soare. Acasă poți să-ți faci un masaj al deci brațelor. Nu pe timpul verii, când nu, s-ar putea nu chiar să ieși afară, nici pe timpul iernii. Deci studiile sunt atât de clare, vor fi în curând și în România uleiurile de citrice fără furocumarine, care vor fi dedicate în primul rând celor din centrele de înfrumusețare, care își doresc să-și prepare singuri uleiul de masat, lucru care ar fi de dorit. Există anumite afecțiuni în care prin masaj ar fi mai eficient tratamentul cu ulei terapeutic? În primul rând, copiii îi tratăm numai prin masaj. Deci ei sunt aplicații nu pot înghiți, abdominale pentru colici, putem de la 3 kg. Terapiile celelalte, tot ce înseamnă patologiile broncho, astm, astm nervos și așa mai departe, bronșită, bronșiolită, etc. În masaj, masaj al toracelui, al plexului și al tălpilor, cu câteva picături de uleiuri care sunt gata pregătite în farmaciile care au făcut școala, pentru că după farmacopea franceză am creat informații în curs și în felul acesta farmaciștii lucrează cu ele. Așadar, copiii de preferabil să fie tratați cu uleiuri aromatice, dar sub formă de masaj. Și acolo diluțiile sunt și specifice. Mai mari. Da. Este momentul în care anunțăm telespectatorii noștri că pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre sunând la numărul de telefon 0264 420135 pentru a adresa întrebări invitatei noastre. Este vorba de Cornelia Șomo, psihoterapeut și nutriționist, specialistă și în aromaterapie. Și discutăm așadar despre utilizarea uleiurilor esențiale. Dacă aveți nedumeriri, puteți să ne sunați și să-i adresați invitatei noastre întrebări. Mulțumesc! Până primul telespectator își va face curaj și ne va suna, noi vorbeam despre modalitățile de utilizare, da, și am spus de ingerarea, care trebuie se să se face sub control. Deci aia e sub control și pentru cei care nu pot înghiți, pentru că au un gust, fiind atât de concentrate, au un gust foarte puternic, există modalitatea de a le, dumneavoastră, doamnă, de a le pune în capsule. Ultimele capsule care le-am făcut sunt pentru o bună funcționare a ficatului. Miros puțin a borș pentru că au ulei esențial de leuștean în ele, aha, printre altele. Da, sunt 14 uleiuri esențiale pe care le-am amestecat. Deci ele se pot introduce în astfel de capsule? Poate să și le facă fiecare acasă sau nu este indicat Deci dacă are prescripția și le poate face acasă, își cumpără dintr-o capsulele și uleiul esențial și îl dozează conform indicațiilor mele, nu este deloc complicat. Acum sunt farmacii, iarăși, care fac aceste capsule și pe care le livrează în cutiuțe speciale pentru o doză, pentru o lună de zile. Și lucrul acesta avantajează pe toată lumea în cazul în care una este să spui 3 picături de gref, și e foarte simplu, și alta este să-ți faci o sinergie din 10-12 uleiuri și să. Dar apropo de această sinergie, câte uleiuri e bine să amestecăm? Putem amesteca, s-a aprobat științific și s-au brevetat anul trecut până la 42 de uleiuri. Dar asta o fac cei care sunt în măsură. Sunt oameni care sunt foarte pregătiți. Dar din experiența firmele dumneavoastră, ce ați constatat? Câte uleiuri amestecate ar fi ideal să fie folosite? Putem, depinde ce facem. De exemplu, dacă avem nevoie de un produs care să fie pentru calmare, echilibrare psihoemoțională, ați văzut, am enunțat 3 uleiuri. Acum, în momentul în care vrei să lucrezi toate emunctoarele din corp, te gândești la ce merge pe regenerare hepatocitară, regenerarea celulei pancreasului. Deci se pot combina, dacă vrei să împuști mai mulți iepuri, da, dintr-o, da, lovitură, da, da, ele, le acum combini. Acum nu se punem niciodată, de exemplu, mentă și lavandă. Da? Menta te revigorează, nici cu ișoare cu lavandă. Că lavanda te relaxează. Da. Deci mare atenție, da, și la combinații, dar un specialist va ști cu siguranță. Sunt câteva uleiuri. Avem un prim telespectator. Îi spunem bună seara domnului Ion din Alba Iulia. Da. Vă ascultăm. Bună seara. Da, și românile, bună seara. Dau televizorul mai încet să vă aud. Vă rog frumos și să ne ascultați. Doar în telefon. Dumneavoastră, românire, fericitări pentru
Mulțumim. Această emisiune, văd că am urmăresc, că nu scapă nimic de la Cluj de obicei. Dar, mulțumim. Dar adevărul e că suntem atât de bombardați cu aceste medicamentele acestea naturiste, că de multe ori nu știu să nu luăm brazna. Știți, mai ales... Sigur, trebuie, și aici trebuie cumpătare și trebuie știință, documentare. Nu ne repezim pe orice produs naturist. Na, acum, aveți dreptate. Da, este ceva... Eu, de exemplu, acum nu, pe mine m-ar interesa prostata. Evident că te duci la doamna, nu știu care, care îți cere 200 pe 2 borcanele, este de Dacia Plant, care este, harul Domnului, e numai cu 17 lei și eu am luat de acolo și, harul Domnului, că m-am simțit mai bine, are Clujul, altele, dar întreb așa, de exemplu, pentru liniștire, pur și simplu pentru liniștire, am văzut argon cu nu știu ce, cu nu știu ce. Pentru liniștire, de spuneam de mandarin, uleiul, esența de mandarin, lămâie și bergamotă. Mai ales am văzut aia cu bergamon, dar aia cu presopunctura, am și eu o carte cu presopunctura. Foarte frumos, deci aveți acum... Chestia aia cu dureri de cap de la încheietura, degetul mare cu arătătură, acolo în spate, știți, pentru știți. Tensiune sunt și puțin hipertensiv. Știți, dar de toate lucrurile acestea. Acum eu am pus lavandă în grădină, crește în grădină la mine. Ce aia chiar nu mă ajută? Păi da! Ar putea dânsul să extragă ulei esențial din lavanda din curte? Da, are de unde, am dat din aur 270 de kilograme de lavandă uscată pentru un litru de ulei esențial. Deci, bineînțeles. Sau poate vrea doar 100 de grame și atunci ai ajung 27 de kilograme. Uite, ai găsit soluția. 27 kilograme. Plantă uscată. Da. Și ca miros în casă, că o pun prin haine, prin nu știu ce. Este nemaipomenită. Și lavanda, și eu am să cules de lavandă, îmi cumpăr în vară și se usucă în dulapul de haine pentru că este antimoli. Deci, am folosit-o și așa. Pe lângă efectul relaxant. Da. Bun. Evident că pentru prostată n-aveți ulei. Dar știți ce? Există un leac foarte la îndemână. În fiecare dimineață o lingură mare de semințe de sâmbur de dovleac cu un măr la micul dejun implementat și e mai bun decât uleiul de dovleac care trece prin temperaturi înalte înainte să devină ulei și așa mai departe. Nu și există sâmbur. Și presat la rece ca și în cazul altor deci trece prin fierbere. Da, și pierde din proprietăți. Sunt uleiuri, dar iarăși e o chestie. Sunt uleiuri care stopează dezvoltarea, știi, prostate și care funcționează. Eu am pacienți de 10 ani care le trimit în Arabia Saudită. Sigur că aceste trebuie amestecuri. O consultație dar, și bineînțeles, din partea asta este unui terapeut. În urma unui diagnostic bine pus. Mulțumim, domnul Ion, că ne urmăriți. Eu vă doresc numai bine și noi. Mai luați pe astea cu acneia, că am niște nepoți, toți își prind de acnee. Uite, o să discutăm și după despre acnee. Cum vrei? O să discutăm chiar acum, iar dumneavoastră o să ascultați la televizor. Mulțumesc. O seară bună. La revedere. La revedere. Bun, haideți să discutăm și această problemă de care, iată, suferă foarte mulți tineri și nu numai. E foarte profundă, pentru că ține și de alimentație și de psihoemoțional și de vârstă, nu mai spunem, că există vârstă, o perioadă când da, e acea explozie există echilibrare hormonală ca să vină să se instaleze și hormonii în perioada adolescenței fără aceste explozii, pentru că ai tineri care fac și tineri care nu fac. Și primul sfat este să nu atingem niciodată nimic de pe față dacă avem o acnee, să nu permitem niciunui terapeut să intervină, să scoată, să umble acolo, că se infectează, iar remediile sunt foarte interesante pentru că sunt de uz intern și de uz extern. Cele de uz intern sunt ce numim noi eubiotice, adică antibioticul de origine vegetală. Arborele de ceai, foarte simplu. Cimbru, sunt cantitățile foarte bine prescrise de dermatologii care cunosc aromaterapie și în uz extern se face tot arborele de ceai domină în toate rețetele de împotriva acnei. Dar de fiecare dată tratamentul începe cu probiotice. Noi avem probleme foarte mari pe intestin. Și atâta timp când nu echilibrăm intestinul
vorbind de intestinul subțire, da? Nu avem niciun rezultat pe partea cealaltă. Deci trebuie să ținem cont de alimentație, în sensul că tot ce este alb, pâinea albă, zahărul, toate pastele, produsele lactate, atenție, în exces, că nu se scoate totul. Dar putem înlocui cu pâine integrală? Putem. Putem mânca, știu eu ce, fructe uscate, dulci, da, în loc de zahăr, dacă avem o nevoie. Iar în loc de lapte? Dar în loc de laptele acela de poți, de soia, de migdale, absolut, de... da, poți să faci apel la un lapte bătut de capră și dacă mănânci 70 de grame odată la deci două zile, acru e mai sănătos, dar nu se întâmplă cel dulce. Nimic. Una este să te hrănești. Mai avem cu... o telespectatoare, spunem bună seara doamnei Rodica din Satu Mare. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Spuneți. Aș avea o întrebare, dacă este ceva pentru insuficiență lacrimală. Asta sunt apele, hidrolatul. Știți că în momentul în care se face distilare la vapor de apă, obținem uleiul esențial și obținem hidrolatul, care este acea apă care pătrunde ca așa un abur prin plantă, sparge pungile schizogene, iese uleiul esențial și iese această apă deci florală. Deci e mai puțin concentrat, da, 2-6% apă decât un ulei esențial. Și la amestecul în parte egală de hidrolat de lavandă cu hidrolat de mușețel nobil. Extraordinar. Da, găsim așa ceva în magazine? Hidrolat de lavandă, da, și hidrolat, da, de mușețel? Da, am văzut pe etichetă în România scrie apă florală de. Aha, acelea sunt, da, alea sunt hidrolatele. Da, hidrolatele, da. Deci bun, se poate să punem comprese de câte ori avem ocazia, dar în fiecare seară... Deci comprese, nu picături în ochi. Nu, 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 comprese, comprese. Că și acolo există o cauză dacă, pentru diminuarea lacrimii din... Știu că eu îl practic pentru că eu sunt purtător de lentile de contact. Dar poate că aceste comprese nu vor rezolva cauza care a dus la această insuficiență lacrimală și tot va trebui să fie văzută de un oftalmolog. Bineînțeles că există orice altceva, anamneză, diagnostic medical. Acum, eu mi-am dat permisiunea să vorbesc pentru că eu o practic, având această problemă. Nu știu dacă mai e la telefon, doamna Rodica? Da, da. Ați fost la un oftalmolog? Am fost din anul trecut, din aprilie, am avut o insuficiență lacrimală. Acum și care a fost cauza? Nu vi s-a spus? Asta este că nu este cauza. La început am fost diagnosticată cu de la polen, alergie. Așa. O trecut din aprilie până în octombrie și ambrozia, toată iarna, deci încă sunt încă cu ochii roșii. Deci acum doar pleoapa internă și superioară, folosesc doar bleta gel și cornere gel. Acum nu mai simt nevoia să pun lacrimi. Toată vara am pus lacrimi anul trecut și până acum în decembrie. Dar dacă este o cauză alergenă, aș zice, avem un amestec de tarhon. Dar spunea că și după ce au dispărut alergenii, problema a persistat. Da. Dar poate să fie o alergie la praf. La altceva. La altceva. Am fost și la plunj acum. Și sau poate să fie foarte simplu alergie nervoasă. Pe fund de stres, știi? Da, și atunci, și atunci da, mușețelul nobil este alături de tarhon în părți egale, unul dintre preparatele pe bază de uleiuri esențiale care funcționează și care trebuie ingerat? Ingerat. Da. Noi... Să ne sunați după emisiune dacă vreți să vorbim mai concret. Mai concret, da. Aveți numărul meu de telefon și... Da, colegii mei o să-l dea, dacă nu... va suna după emisiune. Noi vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți și sperăm să vă rezolvați această problemă cu insuficiența lacrimală. Este neplăcută. Da, mi s-a spus că am blefarită. Aia e altceva, da. Și ați primit tratament pentru blefarită? Deci tratament acum am luat 20 de zile de eritromicină, formula Cruz mi s-a spus să iau 10 zile de doxiciclină, am încheiat acum 10 zile antibioticul. Dacă îmi dați, dacă sunați după sau luăm contact, sunt medici specialiști în aromaterapie în Cluj care vă pot ajuta foarte bine. Sau poate chiar în Satu Mare, de unde e dânsa. Nu, nu avem specialiști pe Satu Mare. Da, pe Cluj sunt. Mulțumim mult pentru că ne urmăriți, doamna Rodica, și sperăm să vă rezolvați această problemă. Dacă, da, căutați, scrieți-mi pe Facebook sau pe telefon și vă dau coordonatele unei doamne doctor din Cluj care va fi încântată să se ocupe de dumneavoastră. Bine. Da. Mulțumim. O seară bună. La revedere. La revedere. La revedere. Așadar, am terminat cu acnea. Ne spuneați... Deci spuneam de acnee că are, deci...
ca pe cale internă și externă trebuie utilizate. Și intern și extern. Și încă o dată, care au fost uleiurile? Uleiul de arbore de ceai, în primul rând, sunt deja produse scoase pe piață de australieni, pentru că ei sunt patria uleiului esențial de arbore de ceai. De arbore de ceai. Melaleuca alternifolia. Și în funcție de ce... cimbru cu tuianol, care este unul din uleiurile care funcționează foarte bine în amestecate în părți egale și administrate nu mai mult de 3 picături pe zi. Acum, în funcție de ce tip de acne, pentru că fiecare acne are și rețeta ei în aromaterapie. Și atunci, ce este interesant de știut, este chiar dacă nu ai la îndemână nimic, poți să-ți iei o sticluță de arbore de ceai, să fie de calitate, îți pui într-un căpăcel micuț și cu bețișoarele alea de curățat urechile, îți iei și pe fiecare punct pui și arunci. Pui, deci nu se masează nu așa. Amesteci. Pentru că noi de pe un obraz pe altul putem avea alt tip de acne. Este incredibil ce spun. Este incredibil, da. Până la urmă vorbim de aceeași persoană. Dai seama că studiile le spun. Acesta. Și lucrul ăsta făcut cu delicatețe, adică evit cât se poate machiajul, ape florale pentru fiecare seară cu care mă demachez ușor și nu același disc de demachiat. Adică utilizez 3-4 discuri de demachiat când mă demachiez. Mai avem o telespectatoare, îi spunem bună seara doamnei Iulia din Baia Mare. Oh, ce frumos! Bună seara! Bună seara! Am vorbit săptămâna trecută cu dumneavoastră și era doamna doctoriță de recuperare cu picior plat. Nu am reținut numele, dacă să... Doamna doctor Dana Vasilescu. Dana Vasilescu, da? Doamna profesor Dana Vasilescu, ce da. Uleiurile esențiale, nu aveți nimic de întrebat? Păi, acum deocamdată nu, dar nu mai n-am știut numele la doamna doctoriță. Mi-a ce frumos! Ne bucurăm că v-am putut ajuta. Dacă este de ajutor emisiunea. Da. Cum să nu? O seară bună, la revedere! Doamna doctoriță ar dori aia care a fost săptămâna trecută. Da, o cheamă doamna Dana Vasilescu, profesor universitar Dana Vasilescu, și o găsiți la clinica de recuperare. Acolo sus. Găsi numărul de telefon pe site-ul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj. Frumos! Sigur, oamenii au tot felul de probleme. Problemele ortopedice chiar nu se rezolvă cu uleiuri esențiale, fracturi sau alte chestiuni care necesită... Nu mai ajută, nu se rezolvă, așa este. Da. O luxație poți. La o luxație se intervine și rezultatele sunt de o noapte, știi? Când te uiți, uleiul de ilang ilang care este... Cât de importantă este încrederea pacientului în această terapie și implicit efectul placebo, despre care se vorbește că e 80% în toate terapiile? Încrederea cred că este în orice tip de terapie, pentru că eu cunosc medici alopați, pe care profit de ocazie să-i salut, sunt o mulțime, și care spun același lucru, 80% din terapie o face pacientul. Indiferent de este dorința ta de a te vindeca sau nu. Pare și asta pare trăsnic ce spun. Nu, dar sunt chiar oameni este care o realitate. Perseverare, inerare, sunt acolo și le convine că au anumite cauze să fie bolnavi. În ceea ce privește aromaterapia, îți place sau nu-ți place? Adică este o terapie, poți să fii... Dar ați avut vreo situație în care pacientul a venit neîncrezător și până la urmă totuși terapia a avut efect? Da, soțul meu. Soțul meu care n-a crezut, care nu, chiar dacă n-a crezut, l-ați convins dumneavoastră? Nu l-am convins deloc, singur și-a dat seama de anumite modificări care au apărut, pentru că în casă, na, o împărțim, într-adevăr, este casa noastră, dar întotdeauna avem difuzorul care funcționează. Și până la urmă a profitat eu și el și a simțit difuzor ambulant pe pielea lui. Mai avem o telespectatoare din Sibiu, îi spunem bună seara doamnei Ioana. Din Sibiu? Din Sibiu. Am să vă rog să dați televizorul mai încet. Încet și da, să ne ascultați seara. Doar în telefon, doamna Ioana. Da, bună seara. Bună seara. Aș dori să, dacă mi se poate spune, pentru Candida, dacă există un tratament. Da, Candida, da, Candida e subiectul numărul 1 în terapiile aromate. De unde sunteți? Din Sibiu? Sibiu, da. Dacă mă sunați, avem terapeut în Sibiu care vă poate îndruma și chiar, da,
Da, da, da, da. Și cine îmi dă un număr de telefon? După ce ieșim din emisiune, dacă mă sunați, găsiți pe Cornelia Decu Șomon pe Facebook toate numerele de telefon, mail-ul și îmi spuneți că sunteți din Sibiu. Dar pentru toți telespectatori este interesant de știut. Noi vă mulțumim, doamnă, că ne urmăriți și încercați să ascultați răspunsul doamnei Cornelia Șomon, răspuns general. General. Iar apoi, pentru cazul dumneavoastră particular, va trebui să vă pună în legătură cu un specialist din Sibiu. Unde am văzut rezultate pe toată echipa cu care lucrăm împreună în România, suntem mulți. Este un ulei, se numește uleiul de palmarosa, Simbopogon Martini. E o plantă foarte veselă, care are proprietăți și merge foarte bine și pe psihoemoțional, dar este un ulei care nu are nevoie de foarte mult vegetal. Adică nu există riscul să te arzi, să producă arsuri. Și se folosește și în uz intern și se fac foarte multe ovule supozitoare cu acest ulei de palmarosa, cu efect extraordinar. Dar alimentația este iarăși primordială. Administrarea de probiotice este una fantastic de interesantă. Deci rezultat în 21 de zile, perfect. Dacă e vorba de o candida care e răspândită în cuplu, ambii fac același tratament cu uz intern și dacă nu se poate, bineînțeles, supozitoare și anale funcționează foarte bine și vaginale, ovule merg foarte bine, dar cu probiotice, însoțite de un tratament susținut de probiotic. Și bineînțeles aveți și probiotice în alimentație, că avem topinamburul, avem sparanghelul, roșii, ceapă, care sunt varza murată, recomandat de mâncat o dată pe zi. Deci ca să susținem flora intestinală, pentru că majoritatea ciupercilor vin dintr-o defaianță, dintr-o lipsă de bună funcționare a intestinului subțire. Îl mai luăm pe domnul Moldovan din Cluj. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Sărumâinile, de ce aș întreba dacă pentru pintenii din călcâie există ceva uleiuri sau ceva naturist pentru tratare? Există pentru ameliorare. Tratare încă n-am văzut. Pentru ameliorare. Pentru ameliorare totuși. Este uleiul de, se numește Gaulteria Procombens, salvie Gaulteria. Ulei esențial de Gaulteria, o să-l găsiți în marele magazin al dumneavoastră de aici în oraș, din sub numele de salcie himalaiană. Sigur. Salcie. Da, salcie himalaiană. Dar de fapt e o plantă care crește undeva la 20 de centimetri cu proprietăți extraordinare în ceea ce... Deci să unge sau să face... Masaj. Se face masaj, dar se amestecă. Se face masaj, dar amestecați într-o sticluță 5 ml de salcie himalaiană cu 10 ml de ulei vegetal de sâmbure de strugure și de acolo, din amestecul acesta, vă masați după ce faceți o baie cu sare, atenție, baie cu sare, ștergem bine și masăm piciorul cu acest ulei. Veți vedea, ameliorările sunt fantastic de frumoase. Nu pot să spun vindecare. Bine, mulțumesc. Vă rog, o seară frumoasă, mulțumim, sănătate. Mulțumim și noi. La revedere. La revedere. Așadar, acest ulei este un fel de antiinflamator. Este un antiinflamator. Pe ce principiu acționează deci, el? Deci este un antiinflamator. De salcie himalaiană. El, Gaulteria Procombens, eu îl prefer pentru că... E mai greu de reținut. Gaulteria și atât. Gaulteria pentru că în țările din vest este cunoscut Gaulteria, Gaulterii. Numele este Gaulteria Procombens în latină. În România este, în română este tradus și perișor și salcie himalaiană, dar i-am spus domnului că știu un magazin. Varianta care poate să o rețină cel mai ușor. Da, exact. Timpul s-a scurs foarte repede, mai avem timp doar de concluzii. Ce ar trebui să rețină telespectatorii noștri legat de uleiurile esențiale? Că se utilizează cu foarte multă știință, nu în doze mari, că au efecte chiar în olfactoterapie, că pot igieniza casa cu uleiurile esențiale, lucru care este nemaipomenit, că își pot igieniza gândurile cu uleiurile esențiale și lucrul ăsta este fantastic și că pot face apel în orașele mari la terapeuți care vor apărea în curând în asociația română care s-a creat și care vor fi... Deci, și terapeuți care îmi spuneați se întâlnesc în curând la o conferință internațională. De suflet, pentru că la Galați are loc prima conferință internațională de aromatologie unde se întâlnesc peste 120 de specialiști
din România și din străinătate. Din ce țări credeți că vor veni și au anunțat prezența? Din Ungaria și din Republica Moldova. Cei mai mulți? Sunt specialiști, da, care au... au prins evenimentul în timp util. Este organizat de Facultatea de Stat de Industria Alimentelor de la Galați, unde se găsește toată aparatura necesară producerii și mai ales controlului uleiurilor esențiale. Iar ce are inedit această conferință, dincolo de lucrările științifice care vor fi prezentate de medici, farmaciști, pe care îmi permit să-i salut, pentru că sunt bucuroasă că vor fi acolo, vom distila în direct. Foarte interesant. Tarhon și lucrul acesta este inedit în România. Așteptăm apoi ecourile acestei conferințe. Mulțumesc tare mult. Îi mulțumesc așadar foarte mult doamnei Cornelia Șomo pentru prezența în studioul TVR Cluj. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Sunt Corina Ionuț și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!